Muzeul de Artă din Roma îngăzduiește timp de o lună o dublă expoziție de grafică și de artă fotografică, aparținând artistului plastic Ștefan Leonte și profesorului Paul Alexandru de la Colegiul Național Roman Vodă, care expun 42 de lucrări de grafică și 30 de fotografii artistice alb-negru. Manifestările prefațează marcarea, în data de 18 mai, a Zilei Internaționale a Muzeelor, prilej cu care și la Roma se organizează și în acest an manifestări specifice. Luna mai pentru muzee în general, pentru muzeele din țară și din lume, este o lună de sărbătoare, pentru că 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor. Drept pentru care muzeul nostru organizează și în acest an o serie de manifestări culturale, în special dedicate acestei Zile Internaționale a Muzeelor. Și începem de astăzi, 14 mai, nu cu o singură manifestare, ci cu două expoziții care le deschidem astăzi. Este vorba despre expoziția personală a artistului plastic Ștefan Leonte și expoziția personală de fotografie a domnului profesor Paul Alexandru. În absența profesorului Paul Alexandru, aflat cu elevii la Olimpiada Națională de Lingvistică, a fost vernisată expoziția sa de fotografie artistică realizată în tehnica alb-negru. Două expoziții care excelează prin stil, prin rafinament aparte. Și vorbim despre o expoziție a domnului profesor Paul Alexandru, poate sunt invitați de-ai domniei sale aici în sală, dar care nu-l descoperă în persoană pe domnul profesor. Domnul profesor este profesor la Colegiul Național Roman Vodă, dar din păcate astăzi, pentru noi, este absent pentru că participă la Olimpiada Națională de Lingvistică cu copilașii. Drept pentru care, în numele domniei sale, am să dau citire unui cuvânt pentru cei care sunt astăzi aici să-i admire lucrările de fotografie. Așa am arat să spun câteva lucruri despre domnul profesor. Primul contact aici la Muzeul de Artă cu fotografia domnului profesor Paul Alexandru l-am avut la salonul de primăvară, pe care tocmai l-am încheiat săptămâna trecută, cu câteva fotografii. Fotografii care au prins publicului, drept pentru care l-am provocat pentru a deschide o personală. Despre lucrările de grafică ale lui Ștefan Leonte a vorbit și Felicia Axinte, membra Uniunii Artiștilor Plastici din Iași, colegă de facultate cu graficianul, subliniind dorința autorului de căutarea identității artistice. M-am întrebat singură ce mesaj doresc să ne transmit aceste lucrări, iar în momentul când am venit aici, le-am admirat, le-am studiat și am observat absența titlului, mi-a răspuns la întrebarea mea personală, aceea de o căutare. O căutare pe care o avem cu toți, o căutare pe care eu cu Ștefan o mai discutam prin facultate, și anume aceea unei identități. Identitatea poate a noastră, o identitate socială sau cine știe, poate chiar identitatea artistului. Așadar, să punctez ceea ce Ștefan mi-a spus că dorește să reprezinte prin lucrările lui și anume aduce problematica socialului, poate chiar a politicului, și a combina cele două pentru a le transforma în structuri artistice de data aceasta, pentru a aduce în fața publicului mesajul esențial, acela de a privi fiecare lucrare. Modest, Ștefan Leonte a declarat că nu este un bun orator și că nu se consideră un artist matur, ci unul care se află încă în faza experimentelor artistice. Am ales împreună cu Paul Alexandru să prezentăm o expoziție fără titluri, pentru a lăsa privitorii, participanții la expoziție, să-și găsească ei o definire proprie a ceea ce văd. Și dacă Felicia vorbea de căutări, o să spun că și eu am căutat să mă expun în forme variate. Nu sunt un artist matur, ca să spun așa, și am încercat și grafic, și pictură, și fotografii, deocamdată sunt în fază de experiment. Cele 72 de lucrări de grafică și artă fotografică vor rămâne pe simezele Muzeului de Artă timp de o lună și pot fi cumpărate, ambele expoziții fiind cu vânzare.